Trebuie să avem această privire generală asupra vieții cuiva și anume că cineva este sfânt dintr-un început, din momentul în care este din apa botezului și apoi are toată viața lui această chemare de a merge spre Sfințenie prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce vorbește, prin tot ceea ce trăiește. Aceea Copilăria mitropo viitorului mitropolit Iosif Naniescu este momentul în care el a gustat din sfințenie în apa botezului, pe care a primit-o într-o zi de 27 iulie, anul 1818, în satul natal, Răzălăi, acolo unde s-a născut în familia preotului Anania și a soției sale, care mai târziu se va călugări sub numele de Fevronia. Metropolitul Iosif a văzut cum se trăiește credința, a ascultat-o, propovăduită de tatăl său, dar și de bunicul său, care era de asemenea preot în satul Răzălăi. Deci venea dintr-o familie unde se vorbea adesea despre Dumnezeu și unde se trăia învățătura creștină așa cum se cuvine. Nu avem foarte multe informații despre familia sa. Metropolitul Iosif, sau tânărul Ioan, cum se numea din botez, a petrecut primii 10 ani din viață în casa părintească. Tatăl său a murit când el nici nu împlinise vârsta de 2 ani și mama a trebuit să aibă grijă, cu ajutorul familiei ei, de cei doi copii, de Ioan, viitorul metropolit, și de Ieremia, fratele acestuia care după informațiile pe care le avem, a intrat și el în cler, mergând pe această cale a slujirii lui Dumnezeu. Nu știm foarte mult, este firesc ca tatăl său, preot în satul Răzălei, să fi fost înmormântat acolo. Însă astăzi nu se cunoaște cu exactitate decât vechimea unor morminte despre care se presupune că ar putea fi a tatălui, a bunicului său. Mama sa a intrat în monahism și probabil că a fost înmormântată acolo unde și-a ales ea să-și petreacă ultimii ani de viață spre împărăția cerurilor. Dar nu avem informații nici despre mănăstirea la care s-a retras și nici despre momentul sau locul morții sale. Astfel încât, ceea ce știm este faptul că la vârsta de 10 ani, tânărul Ioan, a fost încredințat purtării de grijă unei rudenii, a ieromonahului Teofilac, de la Mănăstirea Frumoasa, o mănăstire care nu fusese întemeiată de mult timp, dar o mănăstire unde s-a păstrat tradiția creștinească și duhul românesc, chiar în acea perioadă în care, după 1812, s-a încercat să fie aduse și alte duhuri în Basarabia, care nu mai era a țării mamă, ci era acum cu graniță despărțită de aceasta pe linia Prutului. Deci, tânărul Ioan a început ucenicia în cele anile monahismului la Mănăstirea Frumoasa din Basarabia, o mănăstire situată la aproximativ 60 de kilometri de Chișinău și aproximativ 50 de kilometri de satul natal de Răzălăi. Acolo, va fi însoțit pe rudenia sa la slujbe, va fi deprins pe de o parte ascultarea în cele ale gospodării, iar pe de altă parte cele ale cititului și ale scrisului, în drum mari fiindu-i saltirea și ceaslovul în această inițiere a descoperirii tainelor celor mari a lui Dumnezeu. Nu cunoaștem foarte multe amănunte despre viața pe care a trăit-o acolo, la Mănăstirea Frumoasă, mai ales că el nu a stat mult timp acolo. La 1833 venea la Iași, dar ca mitropolit a revenit în mănăstirea unde și-a început viața monahală, ca frate, și uh, trăitorii din 1918, atunci când Sadoveanu vizitează mănăstirea, își aminteau cum ierarhul uh, a văzut chilia primelor sale osteneli, a revăzut și s-a rugat în biserica, unde a deprins frumoasa cântare bisericească și apoi a vizitat și locurile unde a învățat să îmbine rugăciunea cu munca, rugându-se și lucrând așa cum o va face până la sfârșitul vieții. Mitropolitul Iosif Naniescu a avut în viața sa o deschidere deosebită față de cei aflați în suferință și în nevoi. Pe de o parte, el a cunoscut ce înseamnă să fii copil orfan, și mai apoi când l-a însoțit pe Teofilac la mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, a ajutat și el, potrivit vârstei sale și priceperii pe care o avea, la îngrijirea bolnavilor din spitalul care era atunci ca și astăzi, pe lângă mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași. Și acest drum cumva l-a urmat întreaga viață nu neapărat dintr-o voie sa, ci dintr-o rânduială a lui Dumnezeu. Pentru că rudenia sa, Teofilact, a fost numit ca cel care să aibă grijă de biserica Sfântului Proroc Samuel de la Focșani, care ținea de Sfântul Spiridon din Iași, iar mai apoi Mitropolitul Iosif, pe când era, era monah, protosinghel și arhimandrit, a slujit ca stareț, ca egumen, cum era titulatura pe atunci, în mai multe mănăstiri, la uh, Șerbănești, la Găiseni și la Mănăstirea Sărindar din București, mai apoi toate acestea ținând de eforia spitalelor din București. Deci cumva el a fost legat întreaga sa viață de alinarea suferinței celor care pătimeau în, pe pat de spital, deci alinarea suferinței trupești, dar deopotrivă și alinarea suferinței sufletești. Privind pe om în întregul său, ca suflet, care bolnav fiind, aduce boală și trupului, și văzând că însănătoșirea trupului nu se poate face fără o însănătoșire reală și a sufletului. În contextul anului 1864, acela al secularizărilor averilor bisericești, Arhimandritul Iosif se retrage nemulțumit de modul cum era abordată această chestiune, de cei care erau îndrituiți să, să aibă grijă, să nu se facă abuzuri, se retrage spre viața aceasta a slujirii la catedră. A fost profesor de religie la mai multe școli din București, iar pentru dăruirea, pentru vocația sa, pentru modul cum știa să-și facă slujba de plin și la catedră, ca la un altar al slujirii cunoașterii lui Dumnezeu, a fost chemat de mai multe ori și în cele din urmă a răspuns aceste chemări pentru a îndruma viața și cărturărească și cea duhovnicească într-un cuvânt spus, pentru a îndruma formarea viitorilor preoți ai bisericii la seminarul central din București. Nu au fost mult timp ca director acolo, dar perioada cât a petrecut-o, din 1870 până în 1871, a fost o perioadă în care a urmărit toate aspectele care trebuie să nu lipsească în formarea unui viitor slujitor al bisericii. A căutat cu orice prilej ca să fie propovăduită învățătura de credință așa cum se cuvine, după rânduiala, după predania părinților din vechime, de la Sfinții Apostoli și până astăzi. A urmărit ca această cale a cunoașterii lui Dumnezeu prin citirea și înțelegerea cărților să fie adâncită prin rugăciunea pe care elevul seminarist o face în biserică. Și el a văzut ca de o necesitate foarte mare construirea unui paraclis pentru seminarul din București, care se corespundă cerințelor de atunci să fie încăpător și să-i poată aduna la rugăciune cât mai des pe elevii seminariști. Apoi nu a neglijat nici viața materială a acestora. De multe ori, mergea și se interesa în internat dacă elevii au cele mai bune condiții. Mergea la cantină și urmărea ca să fie și acolo respectată o rigoare pentru o hrană bună și destulătoare pentru copiii care se aflau în perioada creșterii. Evident, cu respectarea tuturor rânduierilor biserice și ale postului, dar și ale dezlegărilor de peste an, care sunt rânduite în, în calendarul ortodox. Mitropolitul Iosif Nănescu a revenit în Moldova sa natală și la Iași, unde, cum spuneam, a venit cu închiul său Teofilact la 1833. A revenit cu, probabil, o mare emoție, dar cu gândul de a-și face de plin slujba lui a plecat din ea și un copil și a revenit aici un bărbat în puterea vârstei. A venit ca metropolit după împlinirea vârstei de 60 de ani, dar cu gândul de a continua proiectele frumoase pe care le văzuse începute aici de înaintașii săi. Și unul din aceste proiecte frumoase la care fusese martor ca și copil este momentul punerii pietrei de temelie de către metropolitul Veneamin Costache pentru viitoarea catedrală mitropolitană, pe care, într-un context cunoscut, nu a mai reușit să o termine și pe care metropolitul Iosif o va duce la bun sfârșit. Astfel, venirea sa la Iași a fost primită cu multă bucurie, mai ales că se auzise aici de lucrarea frumoasă a Arhimandritului Iosif Naniescu, a profesorului de religie, a directorului de seminar, arhiereului de la București și mai apoi a episcopului de Argeș, care peste tot pe unde a fost și-a făcut slujba sa de plin, urmând tot timpul gândul acesta de a-i sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Așadar a fost primit cu bucurie, o bucurie care de altfel însoțește orice venire a unui ierarh în eparhia sa, în locul unde va păstori. Și Mitropolitul Iosif a păstorit cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu multă dragoste la Iași, peste întreaga Moldovă, timp de 27 de ani. Mitropolitul Iosif a fost un continuator a proiectelor Metropolitului Venemin Costache. Și a făcut acest lucru, pe de o parte, ca o datorie de suflet, dar pe de altă parte, înțelegând gândul care a stat în spatele tuturor ostenelilor înaintașului său. A ridicat catedrală metropolitană, a terminat catedrala începută de Metropolitul Veneamin, în imediata ei apropiere a adus seminarul pe care l-a înființat la 1803 Metropolitul Veneamin la mănăstirea Socola, și care nu avea un spațiu potrivit. Și în momentul în care, în 1891, a așezat seminarul în casa fostului domn al Moldovei, cel din pricina căruia Veneamin s-a retras din scaun la 1842. A făcut acest lucru nu doar atât în a împlini o lucrare pe care mulți simțeau nevoia să fie împlinită, a restaura, să spunem, această imagine a Metropolitului Venamin, ci a făcut-o cu gândul că doar astfel poți să slujești societății timpului în care te afli, având biserica și școala una lângă alta, una împreună cu cealaltă. Apoi, la catedrala aceasta unde a adus în 1886 o semintele primului ctitor cu o evlavie deosebită care a cuprins întreaga Moldovă, a adus câțiva ani mai târziu, în 1889, și moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel încât astăzi avem ca într-o frumoasă rânduială a lui Dumnezeu o semintele primului ctitor al Catedralei Metropolitane din Iași, apoi moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și moaștele Sfântului Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei. Toate așezate în același loc, alături de sau aproape de strana arhierească, în partea dreaptă a pronaosului aproape de întâlnirea cu Naosul. Mitropolitul Iosif a păstorit la Iași într-o perioadă de profunde transformări. Transformări sociale, transformări ideologice, transformări politice, astfel încât a trebuit să găsească acel echilibru în a așeza lucrurile într-un firesc al lor, a păstra o tradiție bimilenară a bisericii, dar, în același timp, a fi deschis și spre noutate, atâta timp cât ea reprezintă o manifestare dinamică a tradiției și nu o îndepărtare de aceasta. De aceea, în timpul pastorației sale, a avut de-a face și cu oameni care nu înțelegeau uh, noutatea ca pe o fidelitate față de tradiție, ci ca pe o îndepărtare față de aceasta. Și au fost chiar. Uh, oameni care s-au manifestat potrivnic față de metropolit și i-au găsit într-o publicație din Iași, numită Deșteptarea, locul unde de multe ori să își exprime chiar frustrările și să prezinte lucrurile într-o formă dușmănoasă uneori. S-au ajuns la un moment dat chiar să fie amenințat într-un mod fizic metropolitul pentru stabilitatea sa față de, sau în tradiția ortodoxă. Și atunci mitropolitul Iosif a căutat o soluție. Soluția găsită a fost aceea de a arăta că niciodată cultura cea adevărată nu este depărtată de învățătura bisericii. Cu cât se apropie de cultură într-un mod autentic, omul nu poate să nu-l descopere pe Dumnezeu. Și atunci, având alături de mitropolie seminarul teologic Veneamin din Iași, a rugat pe doi din profesorii acestei prestigioase instituții de cultură să editeze, cu sprijinul financiar pe care el l-a oferit, un periodic bisericesc, revista teologică, care a așezat la Iași între 1883-1887 lucrurile astfel încât oamenii au înțeles că între credință și știință trebuie să existe totdeauna un dialog. O credință fără frică de Dumnezeu și totodată fără apropiere de tot ceea ce știința Aduce înaintea credinței, nu este o credință autentică. Evlavia se arată așadar și în buna cunoaștere a realităților în care trăim, și mai ales în buna dorire a celor pe care le așteptăm în viața viitoare. Metropolitul Iosif nu a avut în grijă doar finalizarea Catedralei Metropolitane ci a privit și cum și-au pierdut strălucirea de altă dată două monumente istorice foarte dragi eșenilor, una actitorie a Sfântului Domn Ștefan cel Mare, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, și cea de-a doua frumoasă actitorie a Domnului Vasile Lupu, Mănăstirea Sfinții Treierar din Iași. Astfel încât el a rânduit ca să fie începute demersurile și a sprijinit cu tot ceea ce i-a stat în putință pentru restaurarea celor două biserici emblematice, am putea spune, reprezentative pentru orașul Iași. Metropolitul Iosif Nănescu a avut o activitate filantropică cu totul deosebită și nu a făcut niciodată diferența între cei pe care i-a ajutat, în sensul că nu a ținut cont nici de vârsta lor și nici de confesiune. Există mărturii cum își arătau recunoștința față de el mulți evrei din Iași pe care i-a ajutat financiar pe ai căror copii a sprijinit la studii și un chip aparte între cei pe care i-a ajutat metropolitul Iosif Naniescu, a fost și barbul cel care venea să încânte audiența cu talentul său și primea ca răsplătire de fiecare dată de la Metropolitul Iosif un dar cu care să-și aline viața de zi cu zi. Mitropolitul Iosif a făcut milostenie fără a dori ca acest lucru să se știe. A făcut milostenie considerând ca pe o primă datoria sa, aceea de a-și manifesta văzut iubirea față de aproapele, care este treaptă, temelie a iubirii omului față de Dumnezeu. După cum ne spune Scriptura, că dacă pe fratele tău pe care îl vezi nu-l iubești, cum poți susține că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Și a făcut din milostenie... Am putea spune chiar un act de cult. De fiecare dată când ieșea de la slujbă, avea grijă să împartă din salariul său, din veniturile sale, celor care se adunau într-un număr mare în curtea Catedralei Metropolitane din Iași, și în jurul reședinței unde stătea Metropolitul, și avea un principiu, și anume acela de a nu da mai puțin decât pentru o pâine, adică de a-l ajuta. Nu într-un mod forțat, ci într-un mod real pe cel care vine să-ți ceară, în sensul ca darul tău să îi fie lui și spre folos, dar și spre cumva îndestulare, cel puțin în momentul respectiv când vine să, să ceară de la tine. Și întreaga sa viață, așa cum arată și în Testament, toate veniturile sale s-au dus pe cărți și pe ajutarea, ajutorarea celor aflați în nevoi. Gândul acesta al canonizării metropolitului Iosif Năniescu este un gând prezent încă din momentul în care el nu fusese așezat în mormânt. Când a aflat metropolitul de la București despre trecerea la cele veșnice a metropolitului Iosif, a spus apropiaților săi, a murit un sfânt. Întreaga Moldovă l-a condus la mormânt cu aceste gânduri și cu acest cuvânt șoptit de toți cei prezenți în număr mare și anume că a plecat la Dumnezeu Sfântul Său. Toți cei care au avut grijă pentru pomenirea care se face oricărui creștin după moarte, și mai apoi pentru pomenirile periodice care ei s-au făcut, au manifestat între altele acest gând ale vlaviei și personale, dar și ale vlaviei poporului pe care ei o observau. Mitropolitul Munteanu, mai târziu patriarhul României și ucenic al Sfântului Iosif Naniescu, a venit adesea la mormânt, s-a închinat și în rândurile pe care le-a scris, a dat mărturie și de, despre Evlavia poporului față de el. În 1942, Metropolitul Irineu Mihălcescu, marele profesor de teologie de la București, a ajuns Metropolit al Moldovei, a făcut o comemorare în care a evocat uh, personalitatea Metropolitului Iosif Naniescu. De pildă, în ziua de 23 aprilie, când este hramul Catedralei Metropolitane din Iași, Mitropolitul Ineu Mihălcescu a ținut la nou înființatul Radio Moldova de atunci o emisiune în care a vorbit despre personalitatea și culturală și duhovnicească a metropolitului Iosif Naniescu. Apoi, Mitropolitul Sebastian Rusan a făcut o comemorare Pioasă, cu slujbă de pomenire, dar și cu materiale de cercetare care au fost susținute despre personalitatea Metropolitului Iosif Naniescu. Și exemplele pot continua. Metropolitul, pe atunci la Iași, apoi viitor patriar teoctist, a făcut și el la 80 de ani un moment și de pomenire liturgică, dar și de pomenire culturală a metropolitului Iosif Naniescu. Cu toții au remarcat că ceea ce a surprins la 1901 în portretul pe care l-a pictat Octav Băncilă, și anume un chip simplu, dar luminos, al unui bătrân ajuns la vârsta senectuții, dar în același timp cu demnitatea păstorului Moldovei, deci toți remarcau că ceea ce a surprins Octav Băncilă nu era altceva decât o realitate pe care cei din timpul mitropolitului Iose, dar și urmașii în tronul, în scaunul episcopal, dar și credincioșii din Moldova au simțit-o. Astfel încât problema canonizării în sensul unei lucrări în această direcție s-a pus încă din anul 1992, când la Iași era mitropolit actualul patriarh al României, prefericitul părinte patriarh Daniel, și care a rânduit ca să fie cercetat mormântul Sfântului Iosif, mitropolitului Iosif Naniescu, și cu această ocazie s-a descoperit că uh, osemintele sunt frumos mirositoare și plăcute la vedere, așa cum sunt moaștele sfinților. Însă s-a găsit de cuvință ca să fie așezate din nou în mormânt și să aștepte un moment când Sfântul va dori și va binecuvânta acest gând al canonizării sale. Și acest gând a fost reluat în 2008, în Comisia Liturgică Arhiepiscopiei Iașilor, când s-a făcut într-o anumită formă o slujbă pentru Sfântul Iosif, a fost compus Acatistul, Sinaxarul pentru el. A venit apoi momentul anului 2012, când s-a reluat acest gând cu prilejul împlinirea 110 ani de la trecerea cele, la cele veșnice a Mitropolitului Iosif și Dumnezeu a rânduit ca la 115 ani, să fie trecut în rândul Sfinților prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 2017, alături de un alt vețuitor al timpului, un Mirean Evlavios, Sfântul Gheorghe Pelerinu. Așadar, un parcurs pe care oamenii nu-l pot controla, dar pe care Dumnezeu îl rânduiește pentru Sfinții Săi. Evlavia la mormântul Sfântului Iosif a fost una permanentă și tot timpul o lumânare, o floare, mai apoi candele frumos uh, aranjate nu au lipsit de acolo. Au venit să se închine oameni de toate vârstele, de toate responsabilitățile sociale astfel încât există chiar fotografii foarte frumoase care surprind copii sărutând crucea de pe mormântul Sfântului Iosif, dar și bunici care îi însoțesc pe aceștia și care s-au învățat unii pe alții într-un dialog frumos și real al generațiilor evlavia față de sfinți.